academicianul Alexandru Surdu, în semn de prețuire a activității creatoare deosebite pentru aportul consistent și nuanțat la consolidarea identității comunitare a mureșenilor în ansamblul imaginii țării. În primul rând, aș vrea să subliniez că domnul Surdu este un gânditor care a parcurs principalele etape ale gândirii europene, începând cu marii reprezentanți ai gândirii dinamice, Platon și Aristotel. Dincolo de cunoașterea profundă a acestor doi mari filozofi, care au descris căi, perene, în gândirea filozofică europeană, domnul Surdu este acela care reprezintă incute, în cele mai subtile nuanțe, filozofia clasică germană. A fost profesor invitat la centru
între 6 iulie 1990 și 1 martie 1995, domnul profesor Gheorghe Bălăcescu a reținut funcția de secretar de stat pentru culte. În 1995 a fost ales membru corespondent al Academiei, fiind promovat ca membru titular al acestui înalt cor cultural și științific al țării în 1999. A deținut funcția de vicepreședinte al Academiei Române între anii 2002-2006. În anul 2000 a fost ales ca membru al Academiei de Știință, Artă și Literatură din Paris. În anul 2002, academicianul Gheorghe Bălăcescu a fost denumit Ordinul Steaua României în grad de cavaler. Se împletește cu cealaltă
viață.